Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a dialogurilor Caiete Silvane Online, un proiect al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin care încercăm cât mai des cu putință să avem invitați din zona aceasta frumoasă a culturii, zicem noi, o zonă frumoasă și care merită și o altfel de atenție din partea iubitorilor de frumos și nu numai din partea lor. Astăzi îl am ca invitat pe Darius Prodan, actor și manager cultural, membru fondator al Asociației Pro Teatru. Darius Prodan s-a făcut cunoscut în Zalău și nu numai în Zalău, cu o serie de inițiative în domeniul teatru, despre care cu siguranță vom vorbi în această emisiune. Bună ziua și bine ai venit într-o altfel de ipostază la instituția noastră. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici și ca invitat. De obicei vin ca partener, pentru că avem un parteneriat de atâta timp între Asociația Pro Teatru și Centrul de Cultură al Județului Sălaj. Câteva cuvinte despre Darius. A absolvit Facultatea de Litere și Arte în 2018, specializarea art actorului în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, și are de asemenea două masterate în cadrul aceleiași universități, teoria și practica managementului instituțiilor și evenimentelor culturale și arta interpretării caracterelor dramatice. Încă din primul an de facultate se implică în organizarea Festivalului Internațional de Teatru la Sibiu, în calitate de venue responsible. Da. Responsabil de spațiu, asta e denumirea pe care am avut-o oficial pe cuson și pe contract. Da. Fiind impresionat de amploarea evenimentelor din Sibiu, înființează în august 2018 Asociația Pro Teatru, cu gândul de a ridica standardul teatral al orașului său natal, și a înființat primul teatru din județul Sălaj. În august 2018 organizează Curtea Artiștilor, Teatru în Aer Liber, un proiect care îi oferă capital de imagine local, zice el. Organizează prima stagiune de teatru în toamna anului 2018 la Zalău, iar în decembrie același an organizează prima ediție a Festivalului de Teatru Virgil Flonda la Zalău. Deoarece proiectele sale revitalizează viața culturală a orașului, tot mai mulți artiști alătură și joacă la Zalău, printre care și companii precum TNRS, adică Teatrul Național, Radu Stanca din Sibiu, Bis Teatru, Centrul Replica. În 2019 organizează ediția a doua a evenimentului Curtea Artiștilor și Festivalul de Teatru Virgil Flonda. Reușește să aducă pentru prima oară la Zalău spectacolul ale unor teatre din Republica Moldova, de la Chișinău. Înființează în cadrul Asociației Pro Teatru o platformă de voluntariat pe care o coordonează și care în prezent numără peste 65 de voluntari activi din total de peste 200. În parteneriat cu Primăria Municipiului Zalău obține un fost punct termen dezafectat pe care își propune să-l transforme în prima sală studio de teatru din Zalău. În 2020 produce spectacolul Verde Tăiat, nominalizat la Gala Premiilor Uniter 2021 la categoria Cel mai bun spectacol. Acest spectacol este invitat la diverse festivaluri din țară, inclusiv la Festivalul Național de Teatru. În 2021 organizează a patra ediție a evenimentului Curtea Artiștilor, iar printre invitați reamintim Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Pavel Bartur, Florin Piersic Junior, Răzvan Vasilescu, Ada Milea, Ioan Isaiu. Organizează și susține ateliere de teatru pentru copii și adulți, iar în 2022 inițiază și coordonează trupa de teatru pentru liceeli Start. A organizat peste 250 de evenimente în calitate de președinte al Asociației Pro Teatru. Te-am invitat și pentru că o bună parte, mare parte din ceea ce ai făcut a avut sprijinul nostru, cum știm, am susținut sau te-am susținut cât am putut. Acum hai să intrăm într-un dialog, sigur un dialog afectat într-un fel de spectrul războiului. În această dimineață, din păcate, s-a dat drumul la această nebunie a războiului. Poate că vom discuta și despre asta. De ce un teatru la Zalău? Adică un teatru ca instituție, că spectacole de teatru au fost, slavă Domnului, deci de-a lungul anilor. Da, un teatru ca instituție, aș crede eu, în primul rând, pentru că este unul dintre puținele județe din România fără teatru.
Din același motiv pentru care ne dorim și un cinematograf la Zalău. Va fi în curând. Va fi. Din același motiv pentru care avem un muzeu, pentru care avem o bibliotecă. Cred că teatrul este o categorie a artelor performative care, și pandemia ne-a demonstrat, va rămâne în picioare pentru că ea nu se poate digitaliza până în acest moment cu tehnologiile actuale. Sigur că s-a încercat și VR și s-a transmis și online, dar emoția și catarsisul de cele mai multe ori nu pătrund sticla. Și atunci cred că pe termen lung va fi una dintre artele care vor rămâne în picioare, o artă performativă. Reamintesc că în Sălaj, în afară de arte performative folclorice, nu există o altă instituție care să desfășoare arte performative și cred că putem să vorbim despre înființarea unui teatru fiind una dintre categorie față de operă sau balet sau dans, mi se pare mult mai atractivă pentru oameni, pentru populația Sălajului. Acum, vorbim de teatru ca instituție și ca scop. Nu vorbim ca un lucru care trebuie făcut imediat, de anul ăsta, de anul viitor, de 5 ani. Ne propunem un scop și ca să avem o direcție în a face activități culturale, teatrale, să creăm un public, să facem probabil un festival care să aibă succes, am propus ideea asta. Ne luptăm pentru a înființa un teatru aici. Ceea ce se întâmplă acum în Zalău, fiind singurul oraș din țară care nu are un teatru independent, nu are un teatru de stat, dar are un teatru independent care produce și spectacole, organizează evenimente, este ceva unic la nivel național și chiar făcând parte din această mișcare, sunt curios să văd cum va evolua, pentru că este prima oară când resortul teatral vine de jos în sus, nu vine de sus în jos, de la conducere, de la instituție, vine de la un ONG și care cere înființarea unui teatru. De obicei, pe lângă teatrele de stat, se înființează și teatrele independente cu actori care fie sunt angajați la teatru de stat sau sunt colaboratori și în timpul liber joacă și în aceste teatre independente. De obicei, acum sigur că lucrurile evoluează într-o direcție bună, mai ales în orașele mari, în București sau Cluj, cu teatrele independente. Dar, revenind, cred că un teatru de stat este mai mult o instituție teatrală, este mai mult un standard decât un obiectiv concret de atins anul acesta sau peste 2 ani. Este un standard, un lucru pe care ni-l dorim și care sigur vom analiza, sper ca în viitor să se întâmple. S-a mai întâmplat, adică se întâmplă chiar acum în Bistrița, unde se vorbește despre înființarea teatrului. Regizorul Radu Afrim este acolo, gala premiilor Uniter, din câte am înțeles, sper să nu greșesc, se va ține chiar acolo, tocmai pentru a încuraja demersul și să iau măsuri serioase. De ce nu s-ar putea și la Zalău? Încă nu știu. Nu vreau să găsesc scuze nimănui. Poate că și perioada restricțiilor pandemice a amânat luarea unor decizii. Bineînțeles, dar asta am spus, că nu cred că așteaptă nimeni un teatru de pe azi pe mâine, cum se spune, așteptăm în timp, sunt discuții, sunt lucruri care se îmbunătățesc, adică dialogul despre cultură, mi se pare că, și despre zona teatrală în principal, mi se pare că s-a îmbunătățit, în cel puțin din perspectiva mea. Cu siguranță este un lucru care sper că este văzut de cât mai mulți. În ultimii 5, 6, 7 ani, o mulțime de proiecte de teatru sau teatrale s-au derulat în județul Sălaj și nu în forme, să spun eu, cunoscute, adică de a veni un teatru și de a da un spectacol mai mult sau mai puțin reușit pe o scenă din Zalău. Da, până la, din păcate, pandemia a încetinit foarte mult progresul. Mi-amintesc că, deci Asociația Pro Teatru a fost în, noi am început activitatea în 2018, dar erau deja și în Sălaj
activități, vorbim de Cultură în Șură, care e un proiect deja național care a pornit din Sălaj. Dar deja mi-amintesc că în 2019 aveam zile în care erau foarte multe evenimente diferite. Era regizoarea Dina Lazăr, avea o premieră cu tot așa un spectacol independent, Reactorul avea stagiune, Asociația Maghiarilor invitaseră de asta într-un weekend. Deci s-a ajuns la o explozie de evenimente culturale la care lumea mergea. Din păcate, venind pandemia, și organizatorii au fost afectați, dar și publicul. Publicul a scăzut peste tot și asta s-a văzut inclusiv la festivalurile comerciale anul trecut. S-a văzut o scădere dramatică a publicului. Am observat și eu asta, am participat, dacă nu mă înșel, chiar la muzeu, la un moment dat, la o dezbatere în care se discuta despre viitorul teatrului în Zalău. Sigur că această perioadă dramatică a afectat, bănuiesc eu, orice inițiativă directă în acest sens. Crezi că o instituție va fi mai eficientă, mai bună decât organizație non-guvernamentală care e mai sprintenă prin definiție, își poate găsi altfel resursele, da. Nu e închistată de anumit de o anumită birocrație inevitabilă a instituțiilor noastre. Din păcate, da. În România, din păcate, da, pentru că nișa teatrală nu este suficient de dezvoltată și oamenii nu își permit să plătească un preț pe bilet, la fel ca în vest, și ea trebuie subvenționată. Nu știu până când va fi momentul în care statul va zice stop. De acum înainte oamenii își permit să plătească niște. Sigur că prețul biletelor peste tot în țară, el crește față de ce se întâmpla acum 15 ani, de exemplu. Dar în continuare oamenii nu își permit să plătească prețul real al biletelor. Dacă ar fi să acoperim toate cheltuielile din bilete, nu se poate. Și atunci... Și asta nu doar la teatru, se întâmplă și la festivaluri de muzică, și la, dar unde nu intervine statul, intervin sponsorii. Că la, nu știu, dau un exemplu, un festival de muzică, nu o să vedem primăria, dar o să vedem o firmă, n-ar vrea să dau acum anume, o să vedem o companie mare. Deci, la orice categorie de artă, în România, prețul biletului este subvenționat ori de către sponsor, o parte din preț, ori de către stat. Acum, teatru fiind într-o zonă educativă, o chestie care nu se vinde, pentru că nu putem să facem doar ce se vinde, pentru că altfel ar trebui să deschidem trending-ul din YouTube sau aplicațiile astea și să ne uităm ce se vinde și alea să organizăm. Nu putem, trebuie să avem totdeauna un scop de catarsis, purificator. Și atunci... Teatru este mult mai greu de vândut ca un concert cu o cântăreață care e tot timpul la radio, de exemplu. Și atunci sponsorul este de regulă, nu este atât de interesat să sponsorizeze, de aceea trebuie să intre statul. Revenind la întrebare, din păcate mecanismele de finanțare a acestor ONG-uri, organizații în România, nu sunt foarte bine puse la punct. De aceea cred că momentan pentru dezvoltarea teatrală este mult mai ușor a avea un teatru de stat. Acum sunt teatre de stat în țară care funcționează extraordinar, care fac performanță, sunt teatre care din păcate nu funcționează extraordinar și nu fac performanță. Acolo cred că ține efectiv de management și ca să dărâmăm și mitul ăsta că cei la stat nu se, la stat nu se întâmplă niciodată. Cred că ține de management. Dacă ne uităm și în Sălaj, la instituții, mi se pare că există un management bun. Adică am tot reamintit despre expozițiile VR de la muzeu, despre revista Caiete Silvane, despre Biblioteca Județeană. Adică, din punctul meu de vedere, cred că de ce nu s-ar putea să existe și un teatru cu un
un management bun care să urmărească anumite obiective, să fie, să dea seamă, că asta e important până la urmă. Cred că, indiferent că vorbim de organizații non-guvernamentale care au bani de la stat, chiar și puțin și prin mecanisme puține, noi trebuie să dăm tot timpul seamă pentru fiecare în fața oamenilor și a comunității pentru tot ce se face, pentru că sunt convins cultura având un efect atât de mare în marea masă votantă ca un drum sau un drum reabilitat și alea foarte utile, foarte bine că se fac, dar nu trebuie numai alea. Abia așteaptă cineva din conducere când face bugetul, hai să mai tăiem de acolo și să punem aici. Deci de aia noi trebuie să arătăm că finanțările pe care le primesc cu NGO-urile, că aici la coasta, aici mă încadrez eu, să arătăm tot timpul transparență, că tot ce facem, facem cu cap și drămuim fiecare leuț. Tot mă duc pe mai multe zone, dar asta vreau să spun. Un teatru independent nu, financiar vorbind, nu poate să concureze cu un teatru de stat. Pentru că nu există aceiași bani de producție, nu există... una e să ai actori angajați, pe care eu dacă fac un proiect, câștig o finanțare, deci eu să am un buget de 20.000 de euro pentru a face un spectacol, cam atât dai o finanțare a FCN. Și teatru din... un teatru, să nu dăm un nume, deci un teatru național, tot 20.000 de euro, noi nu pornim de pe aceeași treaptă. Pentru că eu de banii aia trebuie să plătesc actorii, el deja plătește din... adică are bugetul lui. Înțeleg. De multe ori au regizori angajați, au tehnicienii, au aparatura. Noi suntem forțați să tot mai strecurăm la fiecare proiect, de mai luăm câte un reflector, atât în limita aia de 5%. Din păcate nu există nici măcar, că asta ne luptăm și cu punctul termic, nu există modalități clare, proiecte clare de finanțare a unor săli de teatru, de dotare ale acestor teatre independente. Deci noi trebuie să ne strecurăm tot timpul, ne mai strecurăm un reflector, poate o boxă, poate un microfon și cam ăsta e un handicap cu care pornesc teatrele independente în concursul acesta. Până la urmă toți concurăm. Da, sunt cel puțin două viziuni care se bat cap în cap, să zic așa, de mai multă vreme. Un public tot mai numeros, din păcate, care spune, domnule, vrem spectacole, vrem acțiuni culturale la care să participăm gratuit. Și e o altă parte, eu zic că nu foarte numeroasă, care așteaptă să participe, să plătească un bilet pentru a participa la evenimente culturale de prestigiu, dând într-un fel vina și pe instituțiile publice că nu fac acest lucru. Cum ar trebui să navigăm noi pe aceste ape între această gratuitate așteptată și probabil indusă de foarte mulți ani în rândul unui anume tip de public, dar care este majoritară, deci cu siguranță, și cei care așteaptă inclusiv la Zalău, nu știu, spectacole de tot, numai de teatru. Sigur. Cred că trebuie găsit o cale de mijloc, pentru că nu se pot... la un moment dat, oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să plătească un bilet. Este eu, în activitățile pe care le-am organizat, întotdeauna am preferat să pun un bilet, chiar și o sumă mică, simbolică, pentru că din experiența mea, dacă ți-ai cumpărat un bilet la un spectacol, știi că la ora 7 e acolo, la ora 7 ești acolo, la 7 fără 5, mergi, te uiți, pui un alt preț. Dacă e intrarea gratuită, vedem, mă duc, nu mă duc, sigur. Există apoi o altă discuție cu persoanele care au nevoie de acces la cultură, dar poate nu-și permit acest lucru.
Eu cred că trebuie identificate, se pot face, iertați-mă, se pot face anumite programe pentru astfel de persoane și să le dăm, cum există cultură în șură, de exemplu, l-am amintit și adineauri, în zona rurală. Deci se pot face astfel de programe pentru a oferi acces persoanelor care nu au acces, nu și-ar permite să plătească un bilet. Apoi cred că mai există activitățile culturale care nu se pot percepe taxe de intrare și au de multe ori și un caracter de promovare a altor evenimente, cum ar fi spectacolele stradale. Nu ai cum să percepi. Ele sunt, efectiv, există categoria asta de artă, de cultură, care trebuie să fie în piața publică pentru toată lumea, să vadă, să uite, se întâmplă. Hai și în sala de teatru, hai și în sala de operă. Ei, nu putem acum să punem intrare și să îngrădim totul și pentru orice. Deci cred că ar trebui să existe o cale de mijloc, din punctul meu de vedere. Am observat și un alt lucru în ultimii ani. Într-adevăr, cum spuneai, prin anii 2018-2019 a fost o aglomerare de evenimente de teatru. Deci mai toată lumea vrea să facă teatru. Sigur că am ajuns și la un soi de zăpăceală la un moment dat organizațională, pentru că nu mai știam unde să mergem, cine, plus că publicul era împărțit. Era împărțit poate chiar în aceea zi la evenimente similare. Și am mai observat apoi că totuși, de-a lungul anilor, publicul de teatru este mai educat într-un fel, adică este mai redus numeric. Totuși, teatru are o nișă. Nu ne putem întoarce la vremurile în care elevii și studenții de voie de nevoie erau duși cu forța în sala de spectacole. Da, sigur că da. Acum, referitor la prima parte cu zăpăcea, eu cred că concurența, chiar și pe o nișă, este totdeauna benefică. Adică știu că noi, și cu toate că avem o prietenie cu restul teatrelor independente, cu Reactorul și cu când a fost o aglomerare, să zicem așa, de evenimente culturale, am fost foarte motivați să ne autodepășim, să fim mai buni, să fim vizibili, să promovăm, să aducem evenimente. După aceea ne-a motivat pandemia, din păcate, că n-am avut altă motivație, să supraviețuim, că de asta s-a tot vorbit în ultimii de ani. Publicul, da, nu ne putem întoarce la vremurile acelea. Bă, și din păcate asta nu înțeleg mulți manageri culturali din teatre independente, din teatre de stat, că noi nu concurăm cu restul teatrelor din România. Nu concurăm nici măcar cu alte instituții culturale. Noi concurăm și cu Netflix-ul, și cu Facebook-ul, și cu TikTok-ul, cu o grămadă de alternative de petrecere a timpului liber. Și atunci, noi trebuie să căutăm metode de a ne reinventa în zona de marketing cultural, pentru că în România, din păcate, nu, în teatre nu se prea practică foarte mult marketingul cultural, cum se practică în zona comercială de festivaluri de muzică și de alte cele. Noi, foarte, adică, iertați-mă, dar nu știu, teatre vor fi probabil 1-2, să-ți faci, vorbim totuși de reclamă online, să-și faci reclamă, pe Facebook își mai fac, dar pe Google nu, n-am auzit să-și facă, și Google lui cel mai mare motor de căutare. Cu prezență pe YouTube. Sigur, vedem la Sibiu, vedem la câteva festivaluri care încep deja să aibă prezență pe YouTube, de multe ori cam timidă, pe Instagram, pe toate platformele astea. Noi trebuie să ne luptăm, să intrăm în platforme, să-i găsim pe spectatori, pe utilizatori care de multe ori
stau acolo cu orele și nu realizează. Da, poate că pe mulți dintre cei care fac acest lucru i-am pierdut ca și consumator de cultură. Nu cred. Cred că din punctul meu de vedere, odată ce reușești să-i aduci, poate să fie pentru orice, poate să fie pentru că îi aducem. Noi facem, de exemplu, am mers cu organizarea festivalului și avem și câteva evenimente mai comerciale, în zona de stand-up sau concerte. Dar știu că din 500 care îmi vin la stand-up, 100 zic, hai să ne uităm ce se mai întâmplă în festivalul ăsta și poate 30 vin și la un spectacol de teatru. Cred că trebuie să încercăm să găsim niște cârlige cu care să-i atragem, pentru că avem la început cu Facebook-ul și acum și mai periculos acum, că nimic nu e periculos în doze normale, este atenția, nivelul de atenție, videoclipurile astea de pe aplicații care vin așa în câte un minut maxim, deci cam atât. Normal că să iei un elev de la un minut atenție, să-l aduci unde trebuie să stea o oră, o oră jumate la teatru, nu o să fie greu și o să fie greu să convingi să-l aduci la așa ceva. Dar dacă reușim să facem niște metode de promovare, poate pe o parte, eu zic că reușim să-i atragem. Dar trebuie să intrăm și noi în aplicațiile alea și de acolo să-i luăm, că altfel nu avem de unde să-i luăm din altă parte. Dar totuși discutăm de Zalău, de un târg. Eu am scris pe vremuri un text care avea titlul cam așa, Zalău, orașul care nu merită nimic. Eram supărat într-un fel, pentru că oricâte inițiative bune am avut și multe dintre ele marketate bine, nu au avut un răspuns pe măsura evenimentelor. Adică mulți spun, da, domnule, vreau, aduceți, că participăm. Și de multe ori te trezești că la eveniment nu vine cel care a cerut, practic, acel spectacol sau acel concert. Da, da, într-adevăr este. Dar asta e, cred că e o boală a localităților mai mici, așa, în care toată lumea aduce aia, sigur, mergem, dar nu interese. E așa o chestie de discuție, de... hai, ce bine ar fi să fie, că asta mă... Fai, ce bine ar fi să fie. Păi da, e. E? Păi dacă aș fi știut, aș fi mers. Păi da, uite că mai e. Da, s-a plecat. Da. Deci e... dar cred că publicul se educă și cel puțin la Asociația Pro Teatru, eu asta am încercat, nu să le duc să vină la teatru în mod special, ci să le duc să iasă din casă la diferite evenimente. Și apoi, eu asta am zis că e marea luptă, să reușim să-i scoatem din casă. Pentru că n-am fost niciodată fanul adus copiii de la școală cu profesorul, de... adică nu ești treaba asta, nu e de lepădat dacă e explicată rațional și dacă e explicată mai ales din perspectiva educațională. Eu am totuși o speranță că lucrurile merg poate prea încet, dar merg cu siguranță spre bine. Acum 2 ani, chiar înainte de pandemie, încercasem să facem, am avut încă două încercări de altfel, să facem o trupă de teatru de liceeni, de pentru și cu liceeni. Am avut probabil 2 înscrieri la prima încercare. La următoarea am avut 6 înscrieri, dar la o distanță de vreo 6 luni sau 6 înscrieri ne-am întâlnit odată la o repetiție și după aia, bine, la repetiția aia veniseră 4 din 6 și am zis, pare rău, dar nu are sens. Și acum au venit liceenii cu propunerea și deja avem, deci ei au venit înspre Asociația Pro Teatru cu propunerea asta și deja... am avut la preselecții 25, la prima preselecție, 25 de elevi, care deja ne vedem de 2 luni aproape, în fiecare săptămână, serios, nu lipsesc. Deci mi se pare că există un interes. O să încercăm și noi în acest an să reluăm Festivalul Județean de Teatru pentru Elevi.
din cauza pandemiei sau a restricțiilor pandemice, deci nu l-am putut face, iată, din 2019. Și acolo s-a creat o competiție, sigur, între licee, între școli, dar eu cred că a fost un lucru bun și o să-l reluăm. Da, eu așa cred că ar trebui, acum, în alte țări au câte un curs de teatru, de tâmplărie, de fotografie, de altceva un pic, ca să se mai conecteze un pic la elevii, la lume, să încerce și altceva, să vadă niște opționale, adică mi se pare că ar trebui să fie o chestie obligatorie, pentru că îți dă altceva, îți dă o experiență nouă care te poate ajuta. Nu, asta înseamnă că trebuie să se facă toți actori sau regizori sau mai știu eu ce, dar trebuie să ai o experiență care cine știe când... Ne-am gândit și noi inclusiv la Școala Populară discutat, mi se părea că pe baza experienței, acum de data asta a fost o inițiativă venită din partea lui. Discuțiile rămân, eu cred că și la Școala Populară, dacă va fi cu putință și vom avea și spațiile adecvate, că din păcate actualmente nu le avem. Din păcate, da, asta e, facem așa un callback la prima întrebare. De asta cred că înființarea unui teatru ar veni la pachet și cu construcția unei săli propice sau identificare, pentru că nu există săli. Nu avem săli, nu avem infrastructură culturală pentru arte performative în Zalău. Sigur, toată lumea zice, păi cum n-avem? Că avem clădirea Transilvania. Dar clădirea Transilvania, o să mă folosesc de ocazia asta să îmi spun și eu oful, este o sală, deci cine zice de clădirea Transilvania, n-a fost la un spectacol de teatru în clădirea Transilvania, pentru că este o sală cu o scenă de 2 metri aproape, care actorul stă și tot sunetul, acustică, nu auzi nimic, nu vezi nimic, publicul este la același nivel. Amfiteatru din parc, aceeași problemă, nu mai spun de tirurile care trec acum, slavă Domnului, nu vor mai trece că se va face centura, dar tot este un loc cu acustică proastă, nu ai culise, nu ai toalete, este imposibil de lucrat. Mi se spune de Casa de Cultură a Sindicatelor, o sală privată, deci trebuie să mai menționăm chestia asta. Casa de Cultură a Sindicatelor nu este nici a primăriei, nici a Consiliului Județean, este o chestie privată și atunci, ca să avem acces, trebuie să achităm o taxă care este mare sau mică, acum fiecare, din punctul meu de vedere, pentru noi este mare. Care iarăși o sală de aproape 600 de persoane. Noi ne gândim la a face evenimente constant cu 50-100 de persoane. Vrem să scăpăm de mentalitatea asta de eveniment ca eveniment, odată la 3 luni, odată la 2 luni. Trebuie să avem o diversitate de evenimente și cu persoane multe, că și astfel de săli și-au locul, dar și cu mai puține. Și cinematograful, în ultimul rând, că și de mi s-a spus, chiar l-am văzut, o scenă cu o deschidere de 10 sau 12 metri, de o adâncime de 1,5 metri. Este o sală proiectată pentru filme de cinema. Orice, deci nu se poate juca, adică sunt e un minim de condiții pe care trebuie să-l ai. Asta vorbim de teatru, de dans și de alte arte nici nu mai vorbim, că sunt multe, dar acum teatru mi se pare de multe ori mai adaptabil, că se poate și în curte, se poate și pe beton, și pe iarbă, și pe... Dar, da, asta e... Și de aici, de fapt, s-a născut și Curtea Artiștilor. Nu am găsit o sală și atunci am zis, ok, nu avem săli, o facem într-o curte. O acuză care revine așa ciclic... Dom'le, să mai terminăm cu instituțiile de cultură de stat publice, ăștia cheltuie banii doar, nu sunt rentabili. Și am observat asta, că deci mai sunt pandemie, acest curent a crescut. Și tare mec că nu ne așteaptă vremuri foarte bune, cel puțin în zală, sper să mă înșel. Eu am o părere aici. Cei mai mulți dintre cei care au formulat, mai ales în teatru, astfel de acuze,
Nu au fost cei care, dintr-un motiv bine, voiau ei să drămuiască ei mai bine banul public, ci să se drămuiască, ci voiau să vânau anumite posturi de conducere, posturi de actor, posturi. Atunci, sigur că inventau și, din păcate, mulți colegi cad în capcana asta, din zona independentă sau zona privată, de a ataca teatrele de stat și instituțiile culturale de stat. Ori primii afectați la tăierea unui buget sunt actorii colaboratori, care de multe ori mai joacă într-un spectacol sau două și de multe ori sunt tocmai actorii din independent. Ei își primesc părățile cu întârziere sau se reduc spectacolele în care joacă ei sau nu se mai fac noi castinguri. Ei sunt primii afectați. Mi se pare că mai ales într-o perioadă pandemică să ataci când ar trebui ca breazla culturii, fie că vorbim de teatru, fie să dea dovadă de unitate, să existe un război inutil între zona independentă și zona instituțiilor de stat, este o mare prostie. Adică noi ar trebui să dăm dovadă de unitate și să cerem drepturi pentru toată lumea, pentru că până la urmă suntem colegi care ne dorim același lucru, avem același obiect de activitate. Nu știu, mie mi se pare o prostie și cred că, din punctul meu de vedere, este o, sunt mai mult păreri lansate de către cei care vânează posturi sau... Dialogurile Caiete Silvane online astăzi cu actorul și managerul cultural Darius Prodan. Ultima parte a dialogului, a emisiunii noastre, așa, un șir de întrebări la care te rog să răspunzi cât mai scurt cu putință. Război în Ucraina, ce ar putea să urmeze? Nu știu. Poate să urmeze orice din punctul meu de vedere. Tot așa cum a fost Ucraina, poate să fie și Republica Moldova. Nu știu dacă România, nu cred că poate să fie. Aș vrea totuși să mă întreb unde sunt oamenii care urlau și spuneau că trebuie să ieșim din NATO, din UE, că noi suntem o colonie a Vestului. Unde au dispărut acum? Și aș vrea ca oamenii să se gândească cum v-ați fi simțit acum dacă România nu era în UE sau NATO? Ce gânduri ați fi avut acum când Ucraina a fost astfel invadată? Ce este actoria? Actoria? Sau ce nu este? Profesorul nostru Dan Glasă zicea că actoria este o meserie care se folosește de toate meseriile pentru a transmite publicului ceva. Cred că e o metodă de a interpreta anumite stări și a reuși și a transmite, de a interpreta viața și a reuși să transmit ceva prin ea unui privitor. În Zalău se construiesc tot mai multe mall-uri, tot mai multe restaurante cu specific, necultural, firește. Lumea e tot mai atrasă de această zonă sau e pur și simplu ceva nesemnificativ pentru zona culturală? Foarte bine. Cred că e un punct pentru a atrage oameni din zona rurală în urban și dacă reușim cu cap să ne... Dar nu în sensul de descurcăreală, de lipeală, dar cu cap, dacă reușim să ne marketăm, poate un om din nu știu ce sat n-ar fi venit pentru un spectacol de teatru la Zalău. Dar dacă vine până la mall, zice, hai să mă duc seara și la un concert sau la un teatru. Are viitor Zalău în cultură? Da, categoric. Și e un oraș și economic în dezvoltare și atunci oriunde se dezvoltă economia, se dezvoltă și cultura. Zalăul fără universitate, fără operă, fără filarmonică și fără teatru. Da. Are blestemul acesta de a nu fi
oraș universitar, dar cred că intră mai mult în scenă, să zic așa, liceenii și au preluat rolul și organizațiile de liceeni au preluat rolul organizațiilor studențești din alte orașe. Și ele pot să reprezinte o masă de și în voluntariat, dar și în a coagula, poate își trag ei părinții de mâine, păi hai să mergem la spectacolul ăsta. Speranțe pentru viitor? Așteptăm finalul pandemiei, care îl sărbătoream acum în gând, că ziceam că în sfârșit pare să fie gata, pare să ne reîntoarcem la normal. Din păcate, acum avem o altă problemă aici lângă noi. Sperăm în lumina evenimentelor vremuri de pace, în care să ne putem face meseria, să putem să ne întâlnim, să ne bucurăm împreună. Și cam atât. Nu, pandemia asta cred că ne-a învățat să nu ne mai facem așteptări, că nu știm, din păcate, unde vom merge. Bun. La final, dacă doresc să mai spui ceva, dacă am uitat, eu să te întreb ceva. Vreau doar să vă mulțumesc pentru invitație și pentru parteneriatul pe care îl avem deja de atâta timp, Centrul de Cultură și Artă și Asociația Proteatru. Este una dintre instituțiile care a fost mereu alături de noi, chiar și anul trecut, care a fost un an mult mai greu decât 2020 din punctul multora de vedere. A fost o instituție care ne-a susținut și financiar în limita posibilităților, dar și cu sprijin de promovare, sprijin tehnic. Și pentru asta doresc încă o dată să mulțumesc și la această emisiune și public și doresc ca colaborarea să continue pe viitor. Vom încerca cu siguranță. Îți mulțumesc pentru prezența la acest dialog. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. La revedere!